Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic. În această seară, așa cum vedeți și titrajul emisiunii, suntem împreună cu noul suprefect de Gorj, Virgil Drăgușin, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara, bună seara telespectatorilor noastre, mulțumesc de invitație. Și să spunem, totuși, telespectatorul, e vorba de o revenire în această funcție. Ați mai ocupat această funcție în anii 2013-2014. Da, cred. În perioada 2013-2014, timp de 9 luni de zile, am mai ocupat această poziție în instituția prefectului județului Gorj. Deci există o experiență, așa că, sau o experiență care recomandă, să zicem, actuala numire. Aș vrea să începem discuția noastră cu activitatea din afara prefecturii. Pentru cei care vă cunosc mai puțin, dumneavoastră activați sau ați activat până acum câteva zile în cadrul Direcției Agricole. Da, în cadrul Direcției pentru Agricultură Gorj îmi desfășură activitatea în diverse poziții, fie de conducere, fie de execuție, începând cu anul 2001. Deci din 2001, în urmă cu aproape 20 de ani, am venit în Direcția pentru Agricultură Județeană Gorj, în postura de auditor public intern, trecând apoi prin de mai multe ori prin funcții de conducere, director executiv sau director executiv adjunct. Deci, încă o dată, cum spuneam, o experiență care vă recomandă. Ați revenit în prefectură pe postul acesta cu, să zicem așa, cu o misiune, cu un plan bine determinat. Ce sperați să reușiți să faceți din această postură? Sigur, aș vrea să fac angajamente care nu pot fi duse la capăt. În primul rând, va trebui să-mi desfășur activitatea în limitele legii, cu respectarea cadrului legal și de competențe pe care ni-l dă codul administrativ pentru instituția prefectului, în corelație cu celelalte acte normative care stipulează organizarea și funcționarea instituției prefectului. În mod evident, sunt câteva probleme extrem de importante care trebuie gestionate la nivelul instituției prefectului, cu cele cu ecou mai mare și cu importanță majoră sunt gestionarea calendarului de alegeri sau celor două tipuri de alegeri care vor avea loc în anul 2020, dar sigur nu, acestea sunt elementele singulare care sunt la nivelul instituției prefectului. Instituția prefectului, pe lângă chestiunile pe care le are de ordin cotidian, ceea ce privește administrația publică din județul Gorj, în fața instituției prefectului vor fi diverse alte provocări, sigur, unele pe care vin în mod natural în sarcina instituției, altele care pot veni din diverse provocări și sper să nu avem ocazia unor situații de forță majoră, de intervenție a instituțiilor statului de specialitate, mă refer de inundații sau alte fenomene naturale, calamități pe care instituția prefectului prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență trebuie să le gestioneze. Dar activitatea sau problematica care vine în fața instituției prefectului este extrem de diversă, de diversificată și cuprinde tot ceea ce înseamnă spectrul administrației publice din județul Gorj. Chiar dacă unitățile administrativ-teritoriale au autonomie funcțională, probabil știți, tot ceea ce înseamnă actele administrative emise de fiecare dintre unitățile administrativ-teritoriale trec pentru viza de legalitate la instituția prefectului, care trebuie să fie foarte atentă la modul cum sunt emise acestea, atât pe chestiuni de fond cât și de formă, dar în același timp gestionează și problematica instituției publice deconcentrate, deci ceea ce reprezintă ministerul la nivelul județului și, sigur, toate acestea se rezolvă nu numai cu ajutorul echipei de la vârful instituției prefectului, cu acelor doi subprefecți sau a prefectului județului Gorj, dar în bună parte prin o implicare totală și buna pregătire profesională a celor care lucrează, care își desfășoară activitatea în cadrul instituției prefectului, care practic sunt elementul de bază în tot ceea ce înseamnă activitatea instituțională. În ultimii ani s-a vorbit de funcția de prefect, de cea de subprefect, mai ales că a fost o perioadă mai lungă în care aveam un singur subprefect la fiecare județ. Acum, pe codul administrativ, s-a revenit la cele două poziții de subprefect.
Toate județele au câte subprefect. Aș vrea să fac o paranteză pentru că, sigur, telespectatorii și, în general, oamenii nu urmăresc și nu au obligația de a urmări pe evoluția actului legislativ în timp. Cele două posturi de subprefect au fost înființate încă din anul 2007, de la intrarea în Uniunea Europeană, atunci când la nivelul instituțiilor prefectului a fost desființată funcția de secretar general, acea funcție fiind transformată în al doilea post de subprefect, iar în anul 2011, printr-un ordin de ministru, au fost modificate organigramele, practic fiind scos din organigramele instituțiilor prefectului al doilea post de subprefect. În legea de organizare și funcționare a instituției prefectului, respectiv legea 340, care a funcționat până la apariția codului administrativ ordonanței de urgență 57, tot două posturi erau de subprefect, însă nu erau modificate organigramele instituțiilor. În codul administrativ ordonanța de urgență 57 au fost din nou prevăzute cele două funcții la nivelul instituției prefectului din toate județele, mai puțin municipiul București, unde sunt trei poziții de subprefect, și iar, sigur, începând cu nou exercițiu bugetar 2020, prin adaptarea organigramelor statelor de funcții, a fost bugetată și această funcție care era și înainte prevăzută în actele care reglementau. Un gest de normalitate, dar aș fi vrut să vă întreb un lucru. În ultimii ani, cumva, funcția de prefect, cea de subprefect, parcă nu mai are aceeași greutate cum avea, să zicem, în urmă cu 20, chiar și cu 10 ani. Da, sigur, și aveți foarte mare dreptate și discutam și cu alți colegi care au ocupat aceste poziții și cu mai mulți oameni care cât de cât sunt atenți la ceea ce înseamnă administrație. Într-adevăr, multe din competențele pe care le aveau în anii, în perioada 90-2000, prefecții județelor, chiar și până în anul 2007, nu mai pare atât de relevant, atât de puternică, deși și în momentul de față... Era și componenta politică atunci. Aici vreau să ajung. Până în anul 2007, cei care ocupau aceste poziții, poziția de prefecție a județelor, de subprefecți, erau practic oameni politici, adică li se permitea, legislația la momentul respectiv le permitea să ocupe și poziții în partidele politice. Începând cu anul 2007, toți cei care ocupă, pe perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, au obligația ca în acea perioadă să nu fie membri ai partidelor politice. Da, trebuie spus însă că, din păcate, avem acum, dacă urmărim presa, vedem cumva că prefectul este susținut de un anumit partid, subprefectul e susținut de un alt partid, să zicem așa, cel puțin așa apare la nivelul presei, pentru că anterior și dumneavoastră sau și alții care ocupă aceste funcții, alți oameni care ocupă aceste funcții, au avut, să zicem, o funcție politică. Domnul Șomăcu, nu o să-mi neg niciodată trecutul, indiferent de ce natură este, nici trecutul de origine, nici trecutul de simpatie, nici trecutul de apartenență și nici trecutul pe acolo pe unde am trecut pe la școală. Deci niciodată nu o să neg niciodată că am fost membru al Partidului Național Liberal timp de 25 de ani, 26 de ani. Deci dar, întreagă viață într-un partid, dar, dar cu siguranță și cu atât mai mult în timpul exercitării funcției publice, și acest lucru nu l-am făcut nici la nivelul, nici atunci când nu ocupam funcții de conducere, niciodată nu mi-am pus amprenta politică în relația cu cetățeanul. Nu m-a interesat niciodată, cel mai mult m-a interesat ca o problemă a cetățeanului să rezolv, dar din această postură de subprefect al județului și în data trecută și acum, cu siguranță nu mă voi implica în ceea ce înseamnă acțiune politică, indiferent de partea cui ar crede cineva că ar trebui să o fac sau nu. E foarte bine că ați făcut această prezentare și din activitatea dumneavoastră s-a văzut acest lucru. Însă vorbim acum despre ce urmează sau cum ați găsit Gorjul la acest moment. Care ar fi, să zicem așa, pericolele sau problemele care trebuie să le gestionați în perioada următoare la nivelul județului? Nu numai dumneavoastră, e întreaga echipă de prefect. Sigur, dacă ar trebui să mă limitez doar la cele două zile de când am revenit în această
De asta vă și mulțumim că ați acceptat să veniți așa de repede la o emisiune. Da. Aș putea spune, să dau un răspuns așa evaziv, când am reușit să mă documentez în totalitate. Însă nu o să fac, însă n-o să fac acest lucru, pentru că din orice postură, ca orice cetățean interesat de evoluția județului, urmărești și știi care sunt principalele probleme, preocupări și neajunsurile județului. Sigur, o enumerare a lor poate aș nedreptăți pe unii sau aș alarma pe alții. Cred că, în general, problemele cu care ne confruntăm le cam știu oamenii. Chestiunea cea mai importantă este să găsim soluții la aceste probleme. Să găsim soluții, pentru că o simplă inventariere fără a găsi și soluții e insuficientă. Însă, cu ajutorul colegilor, cu echipa de la nivelul instituției prefectului, pe care o consider o echipă care cel puțin în abordarea directă suntem cu toți interesați să realizăm același lucru. Sper să găsim și soluțiile utile și pentru și problemele cele mai importante și cu risc, cu riscul cel mai ridicat de a se produce. Pentru că altfel, știu eu, nu ne justificăm sau nu lăsăm nimic în urma noastră după ce am trecut pe acolo. Da, avem din experiența anilor trecuți a instituției prefectului, au fost probleme de toate natură, și economice, și sociale, de au trebuit gestionate, și administrative, și apropo de cele administrative. O lungi perioade de timp în anii trecuți au fost problema că nu puteau să fie suspendați anumiți primari care primeau condamnări și s-au pierdut procesul cu ani și s-a tot prelungit acel lucru pe motiv că secretarii, să zicem, din primării nu își făceau datoria. Au fost asemenea cazuri. Sunt diverse alte probleme, mai ales că vine și campania electorală și va trebui și din acest punct de vedere să aveți o foarte mare atenție. Da. Într-adevăr, așa este, lucru de care am și eu știință, sigur, la cele care faceți dumneavoastră referire, nu eram atunci în interiorul Institutului Prefectului, dar sigur am cunoștință despre aceste lucruri. Vreau să vă spun că se pot găsi soluții pentru fiecare dintre acestea și vor trebui să înțeleagă, explicându-le și colegilor secretari din unitățile administrative teritoriale, că a respecta legea nu înseamnă a prelungi agonia, a-l scăpa pe cineva. Nu înseamnă a-l scăpa pe cineva. Pentru că mai devreme sau mai târziu acele măsuri tot trebuie luate și se supun unor riscuri de pedepsirea lor de legiuitor. Nu, dar probabil la vremea respectivă, când nu erau făcute la timp acele lucruri, erau și un dezinteres local și o complicitate. Hai să nu spun necunoașterea legii. De-aia vreau să vă întrebăm, deci nu vor fi asemenea cazuri, adică le veți gestiona mult mai prompt, să spunem așa, ca să nu... Mai ales că vine campania electorală, deci, și e normal. În primul rând, nu le doresc să fie puși în acea situație celor care s-ar afla într-o potențială asemenea postură. Sigur, dacă vom avea asemenea situații, va trebui să găsim tot ceea ce înseamnă mecanisme și pârghii legale, astfel încât să le punem în aplicare. Că, până la urmă, să înțelegem cu toții că într-un stat de drept legea trebuie respectată. Nu trebuie amânată respectarea ei. Pentru că dacă la nivelul instituțiilor aceste lucruri sunt tergiversate, dacă sunt amânate, atunci cetățeanul, omul de rând, permanent își va manifesta neîncrederea și spune, păi, cum îmi cer mie să-mi plătesc taxele și impozitele când, uite, ăla care îi plăti din taxele și impozitele mele nu respectă legea. Da, apropo de problemele pe care trebuie să le gestionați prin instituțiile deconcentrate acum și care sunt în subordinea până la urmă sau în coordonarea instituției prefectului, sunt probleme de mediu. Gorjul e o problemă de mediu plecând de la minerii, dar și la nivelul unde nu s-au mai făcut, n-au fost resurse să se redea anumite suprafețe, să se redea agriculturii, sunt restanțe în acel domeniu, poluare și alte lucruri. Sunt la nivelul municipiului în care se vorbește în spațiu public, s-a tot vorbit de problemele care sunt legate de canalizare, de alte lucrări, toate acestea țin mai mult de administrațiile, să zicem, municipală sau celelalte. Sunt o responsabilitate a autorităților locale, dar cu toate acestea, de multe ori,
pare că Gorjul s-a transformat cumva într-un sat fără câini în problemele de mediu. Da, dacă aș intra în sau spune care este situația exactă din punct de vedere al condițiilor de mediu în acest moment în județul Gorj, aș fi neserios, pentru că nu mi-am făcut o documentare foarte clară, însă, adevărat, probleme sunt de mediu, sunt și prin poluarea generată de, nu neapărat prin de cele două termocentrale, dar inclusiv prin exploatările din bazinul minier, creează un disconfort de mediu, prin terenurile neredate în circuitul agricol, acolo unde au fost exploatări petroliere, unde au rămas reziduri pe terenuri. Și în ultimul rând, prin traficul auto extrem de infernal din oraș, care generează poluare. Însă, aceste lucruri, din ceea ce le privește instituția prefectului, probabil în ședințele de colegiu prefectural, acolo unde instituții publice deconcentrate, dacă vreți, prezintă un raport asupra principalelor probleme, atunci când va veni rândul și instituțiilor responsabile din domeniu, și mă refer la Agenția de Protecție a Mediului și Garda de Mediu, sigur, li se vor cere lămuriri și în această privință și, sigur, măsurile pe care le propun în consecință pentru limitarea acestor efecte. O întrebare mai punctuală, chiar pentru că tot e o campanie la nivel național promovată de Ministrul Muncii. Au dispărut ghișeele de la Casa de Pensii? Din câte știți? Nu. Da, trebuia în perioada aceasta, ca în toate casele de pensii din țară, să se schimbe ghișeurile, să fie înlocuită cu măsuțe în care oamenii să vină să discute direct cu funcționarii. Sigur, până la urmă este o măsură foarte bună, sau ar fi o măsură foarte bună, sper să se transpună în practică, nu poate fi realizată într-o singură zi sau într-o perioadă scurtă de timp. Dacă ați văzut și ne trecem puțin în mediul privat, băncile, pentru a fi atractive și a convinge clienții pentru diverse împrumuturi pe care le dau, au organizat acest mod de discuție prin consilierii bancari pe care îl fac cu clienții. O discuție față în față, decât separați de un ghișeu unde nu știi ce face cel de după ghișeu, cel de după ghișeu nu știe ce documente scoate cel de dincoace clientul, stârnește oarecare teamă, neîncredere, temere. O discuție așezată la o măsuță față în față între client, între cetățeanul care dorește să îi se rezolve o problemă și funcționarul care are sarcina de a rezolva această problemă, cred că este mult mai eficientă și, dacă vreți, și umană. Apropo, ați avut chiar astăzi o întâlnire cu organizațiile de pensionari, cu, să zicem, pe probleme de... Da, cursul zilei, unul dintre obiectivele pe care l-am avut în agenda de lucru a fost acel comitet consultativ al persoanelor vârstnice, unde participă reprezentanții diverselor asociații de pensionari și, de asemenea, reprezentanții instituțiilor publice deconcentrate cu atribuții în domeniu în funcție de ordinea de zi care este stabilită de către aceste asociații. Ce-i frământă, în general, cel mai mult pe pensionari? Sigur, frământările sunt de cele mai diverse și dorința dumnealor și, bineînțeles, a tuturor de a le fi mai bine. În primul rând, unul dintre lucrurile care frământa foarte mult pe reprezentanții asociației pensionare era dacă se modifică sau nu legea pensiilor. Vreau să vă prezez că această întâlnire care a avut loc de dimineață și în prezența prefectului județului Gorj, în prezența celor doi subprefecți și a deputatului, pentru că au fost adresate invitații tuturor parlamentarilor de Gorj, a fost prezent deputatul Dan Vulceanu la discuții, care i s-a pus întrebări care a dus lămurii. Unul dintre lucrurile importante, am zis, era dacă legea pensiilor va fi modificată. Bineînțeles, i s-a spus și de către voce autorizată, mă refer la deputatul Dan Vulceanu, care face parte din Comisia pentru Muncă a Camerei Deputaților, că nu este cazul și că, sigur, până la urmă, legea pensiilor trebuie să fie mult mai interesantă pentru cei care urmează să iasă la pensie, pentru că nu îi afectează în mod direct pe cei care se află în plată și, de asemenea,
O altă problemă pe care îi frământa pe dumnealor și pe cei care îi reprezintă este dacă vor fi asigurate sau dacă creșterea punctului de pensie va fi asigurată din luna septembrie. Li s-a transmis, s-a spus că această creștere a pensiilor prevăzută de lege este sau resursele necesare sunt prevăzute în bugetul de stat, în bugetul Ministerului Muncii, astfel încât pensionarii să-și poată primi drepturile impuse de legea specifică. Da, sunt la acest moment diverse probleme care îi frământă și pe pensionari și pe alte categorii sociale, dar pe undeva ca instituția prefectului și în același timp ca reprezentanții guvernului în teritoriu trebuie să lămuriți, să transmiteți în teritoriu aceste mesaje. Sigur că trebuie mesaje comunicate și înțelese foarte corect și foarte coerent toate aceste lucruri, pentru că altfel ajungem să ne zbatem în diverse păreri și opinii, iar oamenii la un moment dat nu știu ce să mai creadă și orice este dispus omul să facă orice efort, dar să nu-i tai din acele drepturi pe care el le așteaptă să le primească. Da, deci în privința asta, să zicem, sunt vești bune și lămuritoare, mai ales că deputatul Dan Vâlceanu face parte chiar din Comisia de Muncă a Parlamentului, a Camerei Deputaților. Mergem mai departe și vorbim de, să zicem, gestionarea, să facem un tablou de riscuri, să spunem așa, cu ghilimele de rigoare la nivelul județului Gorj. S-a tot vorbit, să zicem, pe ultima sută a guvernării trecute despre o investiție mare la SAD, la uzina mecanică. Păreau că banii vor veni. Acum e o perioadă în care nu se știe dacă această investiție va continua sau nu, adică banii vor veni pentru investiții sau nu. Eu, din câte înțelesem, acele sume fusese alocate, promise în timpul guvernului precedent și că fuseseră alocați către uzina mecanică SADU în timpul actualei guvernări și cred că undeva la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie. Există mesaje în spațiu public, mesaje contradictorii, adică ba vin, ba nu vin, de asta nu... Deci asta știu despre uzina mecanică SADU, că acești bani au fost alocați de actualul guvern în undeva la finele lunii noiembrie, începutul lunii decembrie. Și sigur nu am cunoștință despre evoluția ulterioară, mai ales că acea uzină este o uzină cu specific militar, caracter special. Apropo de problemele care sunt în acest moment în județ, una din ele, să spunem așa, sau a fost totdeauna cea legată de infrastructura orașului și aici e problemă, toată lumea vrea să afle, încearcă și de la primărie și de la, chiar și de la prefect și de la Ministerul Transportului, ce se întâmplă cu centura orașului Târgu Jiu. E una din investițiile mari care ar descongestiona și Târgu Jiu, dar ar ajuta și economic, să spunem așa, în dezvoltare. Da, în primul rând e un lucru care ar fi trebuit finalizat de acum vreo 4-5 ani. Un lucru care, dacă nu se trece mai repede la finalizarea acestuia, nu are decât să se degradeze și ce s-a cheltuit și ce s-a făcut până în prezent. V-am zis, e o diversitate, sau avem o diversitate de probleme la nivelul județului, care nu toate intră în competența instituției prefectului. Aș putea să vă dau foarte multe detalii despre ceea ce se întâmplă cu această centura orașului. Știu că este în sarcina Companiei Naționale de Investiții, unde altfel știu și faptul că primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a făcut numeroase demersuri și numeroase drumuri la Ministerul Transportului în vederea finanțării pentru a finaliza această lucrare. Probabil că este o procedură sau nu numai de alocare bugetară, dar diferența de lucrări neefectuate vor trebui inventariate și scoase la licitații, la procedură de achiziție publică. Deși undeva în anul trecut, în luna mai, responsabilii de atunci ne spuneau că într-o lună de zile se-și încheie contractul, că se află
Aici e problema, de asta vă și întrebam. Și dacă, da? Să zicem, în 2020 avem șanse să reînceapă lucrările? Domnul Șomocu, eu nu să mă risc să vă spun că se află în stadiu de finanțare, de achiziție publică și așa mai departe. Aș prefera ca atunci când voi afla date exacte să fie cele mai optimiste și să se concretizeze. Pentru că altfel să venim periodic cu sloganuri, vom termina și vom face cealaltă și, eu știu, după anumite perioade de timp să vedem că nu s-a început nimic, e păcat. E păcat și pentru cel care ocupă funcția acolo, dar și pentru cei care așteaptă finalizarea anumitor lucruri de investiții. Da, apropo de problemele din județ, și Gorjul are 3 comune, din ce am înțeles din comunicatele oficiale, dar în general și în toată țara, guvernul prin Ministerul Dezvoltării a constatat că pe PNDL au fost mari probleme cu decontarea lucrărilor, adică s-au decontat lucrări care n-au prea fost făcute sau au fost făcute s-au fost stopate de la, au fost stopate de la finanțare, pentru că nu s-a respectat anumite criterii, fie în calitatea lucrărilor, fie în... Din acest punct de vedere, vom avea în continuarea PNDL-ului, am înțeles că se vorbește de un proiect, de un program nou cu aducțiunile de gaze din partea guvernului care să conecteze și alte localități care nu au asemenea facilități. Da, sunt lucruri pe care și eu ca și dumneavoastră le știm din comunicările sau de la comunicatorii aparatului guvernamental. Mai mult decât probabil în momentul în care aceste lucruri vor intra în linie dreaptă, vor fi aduse la cunoștință și vor oferi posibilitatea acelor autorități publice locale, administrații publice locale care nu sunt racordate la rețelele de gaze să poată să acceseze aceste tipuri de proiecte. Știți de ce m-ar bucura să se facă acest lucru mai devreme sau mai târziu? Mereu ni se spune că deținem rezerve însemnate de gaze și că în momentul de față România nu are potențial de a le consuma. Da, există spațiu public. Asta în condițiile în care avem foarte multe dintre satele noastre, dintre localitățile țării, care nu au această facilitate. O altă problemă, s-a încercat ceva timid la nivelul Ministerului Educației legat de debirocratizare sau de celebra comisie de tăiat hârtii. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile din punctul de vedere al instituției prefectului apropo de birocrația și aceste hârtii de multe ori poate inutile care se manifestă la toate nivelurile de la instituții deconcentrate până la nivelul primăriilor și toate celelalte? Există o șansă sau există o preocupare la nivel de guvern, la nivel de istorie, să mai scăpăm de unele dintre aceste hârtii? Sigur, una dintre, sau o variantă de a scăpa de acest consum imens de hârtie care este în sistemul public, pentru că sistemul public, în general, administrația consumă hârtie mai mult decât toate școlile din țara asta. Dacă elevii au învățat să scrie pe electronic, în instituții publice încă se practică. Este informatizarea, crearea acelor rețele de comunicare prin sisteme informatice. Dar cel puțin până în prezent nu s-a reușit o informatizare eficientă în domeniul fiscal. ANAF-ul nu a reușit, văd că în acest moment se pune accent foarte mult pe acest aspect. Și în sistemul de învățământ, ca să revin la întrebarea noastră, cred că este nevoie de o cât mai atentă implicare a factorilor de decizie în asigurarea finanțării pentru informatizare. Pentru că și totuși aceste lucruri luate puțin din sarcina cadrelor didactice. Cadrele didactice să fie lăsate să facă școală, să facă educație, nu să producă hârtii sau documente justificative. Dacă a făcut ecuația de gradul 2 la clasă și a dat relații lui Viet, trebuie să scrie 5 pagini de motivare de ce a făcut acele lucruri. Cred că e mai bine să facă 5 exerciții la clasă și să scrie altcineva tema pe care a avut-o la clasă. Și așa, prin modificări la legea educației, numărul de ore se reduc, se restrâng în timpul săptămânii care înțeleg că de anul viitor ar trebui implementate. Deci, lăsat dascălul să facă educație și alții să se ocupe de partea, să zic, de administrație. Se hotărâse sau prima decizie s-a luat prin 2016 în timpul guvernării Cioloș și trebuia să se implementeze în anii următori, suntem iată în 2020 și avem în continuare ștampile pe documente, apropo de hârtie, deci hârtii și documente semnate și ștampilate, deși ele se dau și în format electronic, inclusiv partea cu ANAF-ul de care vorbeați dumneavoastră, se păstrează ambele variante, Cred că vine și dintr-o
inerție și o lipsă de încredere a celor care lucrează, și a cetățeanului pe de-o parte, sau reprezentanților societăților, cât și a instituțiilor publice. Într-adevăr, este de o bună perioadă de timp care spune nu este interzisă folosirea ștampilei, spune nu mai este obligatorie. Și la noi, dacă nu este interzisă, da, o punem obligatoriu. Vedeți, sunt anumite lucruri care pun tot ceea ce înseamnă activitatea noastră, viața de zi cu zi, care nu pot fi schimbate brusc. Ele vin inerțial, vin dintr-o anumită obișnuință, vă amintiți când au fost introduse pentru prima dată plățile electronice sau bancomatele, cardurile pentru drepturi salariale? Uitam, foarte mulți oameni le era teamă dacă își pierd salariul, dacă nu ia card. Încet, încet acel lucru a devenit o obișnuință și acum vedem, suntem în diverse situații la rând, vedem că vine noi câte un cetățean cu nu știu câte carduri în portmoneu. Sau folosește direct telefonul ca sau să folosește direct. Aceste lucruri vin încet, încet. Omul, pe măsură ce își dă seama de facilitatea pe care o dă cadrul legal și de ușurința cu care își poate rezolva anumite probleme fără să meargă într-o inerție din asta venită din vreme mai vechi, se va obișnui și cu aceste aspecte. Însă, sigur, trebuie și popularizate și instituțiile publice să aducă la cunoștința oamenilor cu care intră în contact toate aceste aspecte pe care le pot facilita, le pot ușura viața. Apropo de relația cetățeanului cu instituțiile publice și cele de concedate pe care le aveți în coordonare, există o nemulțumire în general și asta se poate vedea și pe rețelele de socializare, dar oamenilor care se plâng inclusiv pe la televiziuni sau ceva, că sunt tratați de multe ori de funcționari în diverse, de la ITM la AJOFM, de la în diverse instituții, casă de pensii, că tot vorbeam mai devreme, că nu sunt tratați în regulă de funcționari sau sunt purtați pe drumuri foarte mult. Ce se poate face în acest domeniu? Sau aveți o preocupare în acest domeniu? Da, nu-i contrazic pe oameni și au foarte mare dreptate. Și eu am fost pus în asemenea situație. Și permanent am pledat pentru un comportament cât se poate de agreabil, cât se poate de politicos, cât se poate de explicit față de cetățenii care fiind la diverse instituții, pentru că, sigur, omul, chiar dacă problema care îl vizează nu este de competența instituției unde se află un funcționar sau altul, cred că fiecare dintre noi care ne desfășurăm activitatea în instituții publice putem să-l îndrumăm, putem să-i dăm un sfat și nu doar să fie repezit că nu e de treaba lui. Într-adevăr, cred că trebuie lucrat foarte mult la comportament. Deci, pe lângă priceperea pe care trebuie să o aibă fiecare acolo în domeniul în care lucrează, este vorba puțin și de comportament. Fiecare dintre funcționari să gândească dacă el ar fi pus în situația de a fi cetățean. De a fi cetățean și de a se adresa. Dacă lui i-ar conveni atunci când se duce la un ghișeu să fie întâmpinat în asemenea mod. Pentru că oricare dintre oamenii, dintre cetățeni, dintre conjudețenii noștri care ajung la o instituție, cu siguranță nu vine că îi este foarte bine. Sigur, are o nemulțumire, are o nelămurire. Și chiar și atunci, să știți că oamenii când vin cu diverse probleme și nu au dreptate, dacă îi asculți cu atenție, dacă le explici, omul pleacă mulțumit, pleacă lămurit. Este mulțumit de faptul că cineva l-a ascultat, că cineva i-a dat o informație și că i-a explicat ce trebuie să facă, chiar dacă el venise cu altă variantă. Vă întreabă cineva ce face instituția prefectului în privința cazurilor de gripă și faptul că dacă știți că nu mai există măști la nivel de Târgu Jiu care să poată fi cumpărate din farmacii. Cred că a fost și o informație prin presă de a prezenta. Da, sigur, instituția prefectului nu poate face ceva concret în sensul ăsta. Dar cu siguranță, într-o asemenea situație... Da, aveți DSP-ul care acolo, vreau să ajung, dar nu... Într-o situație de epidemie, sigur, instituția responsabilă este Direcția de Sănătate Publică, autoritățile publice locale și, sigur, prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Dar sperăm că nu avem asemenea situație și să nu ne alarmăm așa de repede la orice lucru. Vă mai zice cineva că ar trebui făcute controle la primării din partea instituției prefectul că unii primari tratează cetățeanul ca pe proprii sclavi. Da, sigur, instituția prefectului pe domeniile de competență poate face controle la primării.
Însă, în ceea ce privește aspectul sesizat de telespectatorul nostru, este greu să trimiți control, să verifici modul în care se poartă un primar cu, indiferent care ar fi acela, cu locuitorii acelei comune sau oraș. Pentru că aici face parte din cu totul altceva modul în care se poartă. Să, în mod evident, oamenii, cetățenii au la îndemână cel mai important lucru, votul. Cu siguranță. Mergem mai departe și spuneați dumneavoastră la investirea de acum două zile, când ați depus jurământul, da, spuneați ceva că este nouă provocare această funcție de subprefect. Provocarea se referea la că sunt și alte probleme față de ce ați găsit acum 6 ani sau 7 ani când erați la vas, sau că practic sunt condiții mai dificile decât la momentul acela? Nu, nici una, nici cealaltă. Sigur, și instituțiile și problemele au evoluat din 2014 în 2020. Eu mă referam cumva la faptul că dacă în 2013 veneam în acea instituție și cei care te cunoșteau, oamenii îți acordau anumită circumstanță că veneai pentru prima dată în acea postură, în acest moment mă referam la faptul, este o nouă provocare în sensul că nu mai poate avea cineva răbdare cu mine și că va trebui să mă implic încă de la început și că dacă eventual voi face vreo greșeală, nu va fi iertată, având în vedere că știu cu care este problematica instituției. La aceste lucruri mă referam. Am înțeles. Dar ca să nu uităm de unde ați venit acum, și faptul că sunteți de foarte multe ani lucrați în cadrul Direcției Agricole, ce ne oferă la acest moment? Apar și în media, chiar specialiștii atrag atenția că suntem în fața unui an agricol care ar putea fi chiar catastrofal datorită problemelor, să zicem, climatice, nu există apă în sol, da, și alte lucruri. Haideți să nu mă ducem într-o situație așa de alarmantă, să spunem catastrofal. Probabil va fi un an cu destul de multe probleme cu asupra producțiilor agricole, în sensul că acestea au un grad ridicat de afectare prin lipsa precipitațiilor din perioada de iarnă și în special la zăpezii, anisorilor, pentru că acest lucru nu a ajutat culturile înființate în toamnă să se dezvolte, să înfrățească și să iese niște culturi puternice în primăvară. Sunt afectate. N-aș vrea să intru în foarte multe amănunte, nu sunt de specialitate respectivă și chiar dacă de-a lungul timpului am învățat de la colegi, am cerut părerea specialiștilor, nu trebuie să le iau eu loc în domeniul respectiv, dar este vizibil că acest lucru se întâmplă și știm cu toții cum erau recoltele atunci când iernile erau bogate în zăpadă. Da. Cineva vă întreabă altceva, că ar trebui ca institut, ca prefectul, așa spune cineva, ar trebui să monitorizeze concursurile care se desfășoară la anumite instituții publice și care de foarte multe ori dau câștigători dinainte anunțați. Adică sunt trucate, să zicem așa. Da, probabil că asta dorește să sugereze telespectatorul. Este nu greu, nu poate fi făcut acest lucru, fiecare instituție publică cu personalitate juridică și organizează concurs, sigur, la concursurile pentru funcții publice în general participă și un reprezentant al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, dar desemnat din cadrul instituției prefectului. Este, dacă aceste lucruri se întâmplă și pe unde se întâmplă, este regretabil că ne pierdem oameni care ar putea fi pregătiți și ar avea o motivare să își desfășoare activitatea acolo. Este și un risc major pentru conducătorii acelor instituții care acceptă cu ușurință asemenea situații, pentru că acei oameni niciodată nu se vor implica în problematica instituției și niciodată nu vor încerca să se pregătească, să se perfecționeze. Cei oameni, dacă au fost aduși cu o relație, cu o pilă, cu o intervenție,
când vor fi puși la muncă, vor apela din nou la o pilă, la o intervenție, unde și vor spune că i-a pus cineva la muncă. Da, apropo de, să zicem, de probleme, există mari, să zicem așa, necunoscute legate de soarta complexului energetic Oltenia. Factorii guvernamentali oferă, să zicem așa, puțin declarații contradictorii. Pe de o parte, ministrul spune că e nevoie, că e clar, nu se poate fără complexul energetic Oltenia. Pe de altă parte, se anunță concedieri. Pe de altă parte, și oamenii vor putea fi folosiți la autostrăzi, la construcția de autostrăzi a fost o variantă lansată tot de oficiali guvernamentali. Sau ce se poate din acest punct de vedere, mai ales că, și aici cred că venim puțin spre instituția prefectului, știm deja că majoritatea carierilor complexului energetic Oltenia au probleme mari de extindere, deci practic nu mai au front de lucru, au ajuns la limită, nu pot să exproprieze noi terenuri și sunt excavatoarele blocate. Da, sigur, am văzut și ultima declarație a ministrului economiei, care a spus că nu se poate renunța la complexul energetic Oltenia. Este o declarație binevenită în urma multor alte declarații venite din diverse spații, declarații contradictorii, o declarație binevenită, ceea ce înseamnă că ministrul economiei este preocupat de soarta complexului energetic Oltenia și că, numai că este preocupat, va sprijini complexul energetic Oltenia. Dar, într-adevăr, aveți dreptate, foarte multe zone de dezvoltare a activității productive din cadrul carierelor miniere sunt blocate pentru faptul că nu au fost realizate în timp util expropierile sau sunt diverse probleme de expropiere. În alte zone, zăcămintul natural se află în fază de epuizare, pentru că orice zăcământ la un moment dat se termină. Sau ceea ce privește expropierile, scoaterea din circuitul agricol sau diverse forme de proprietate este în sarcina guvernului. Din câte știu, se fac demersuri pentru a se asigura frontul de lucru necesar continuarea activității în aceste cariere. Sigur, ar fi de dorit ca ele să fie făcute cât mai repede, astfel încât să nu există goluri în activitatea instituției, pentru că atunci ar genera și alte disfuncționalități. Păi avem o problemă legată de aceasta, că deja importăm la ore de vârf în această iarnă, am importat și peste 1000 de megawatts, cam cât e capacitatea maximă de import a României. Dacă ar fi fost complexul energetic Oltenia la capacitate maximă, probabil aceste lucruri ar fi dispărut. Da, domnul Jeu, sigur, din patriotism local ne spune, zic, domnule, dacă funcționa, nu știm, puteam să avem cărbune, nu știm dacă puteam funcționa cu grupurile la capacitate. Da. Este adevărat. Capacitatea instalată e puțin mai mare, da. Capacitatea instalată aproape duce la cât avem consum în timp de vară. Da, da. Cu capacitatea destul de mare, însă nu se funcționează la capacitatea maximă sau nu se poate funcționa. Că în anumite momente și importăm energie, nu este tocmai plăcut, dar nu este ultimul lucru. Însă problema este cât vom reuși să menținem producția națională, să ne asigurăm independența din punct de vedere energetic pe resursele proprii, pentru că din fericire de resurse dispunem, de utilizarea lor avem o problemă. Da, deci cumva să zicem că ar fi vești bune, deci dacă guvernul se preocupă, cel puțin asta sesizăm, se preocupă de soarta CEO și am putea să avem soluții în acest domeniu, cel puțin în anul acesta, anul viitor, când sunt, să zicem așa, sunt niște ani dificili din punct de vedere cel puțin a complexului energetic Oltenia, căruia mulți îi cântă prohodul de câțiva ani, chiar nu de acum. Sigur, trebuie să fie și este obligatoriu să fie preocuparea guvernului, că nu este vorba numai de soarta celor aproximativ 16-17.000 de salariați din cadrul complexului energetic Oltenia sau de situația economică a județului Gorj, pentru că prin aceste termocentrale, prin complexul energetic Oltenia, depinde bună parte funcționarea normală a economiei naționale, pentru că asigurăm o anumită cotă pe piața de energie, pe piața de consum de energie electrică.
nu numai pentru județul Gorj. Și atunci este evident că trebuie să fie preocupare și este preocupare din partea factorilor decizionali pentru a se asigura continuitatea și funcționalitatea acestei entități economice. Ne apropiem de finalul emisiunii și, să zicem așa, să începem să tragem și niște concluzii, și anume, să zicem așa, provocările pe care le aveți în față în acest an, cel puțin, sunt destul de mari. Deci am văzut că sunt de rezolvat diverse probleme, cam în fiecare domeniu aveți câte ceva de făcut ca și instituție pe care o, ca și instituția pe care o reprezentați. Da, sigur, în fiecare domeniu de activitate și de responsabilitate trebuie să fie preocupare pe tot ceea ce înseamnă domeniile. Sunt și lucruri care trebuiesc rezolvate, lucruri care la care trebuie să ne implicăm, să ne implicăm întreaga echipă de la nivelul instituției prefectului, atât noi cei care suntem să zic, la vârful instituției, noi cei doi subprefecți împreună cu prefectul județului, dar și să reușim să mobilizăm toți ceilalți colegi din aparatul funcțional al instituției prefectului să fie implicați și să ne sprijine în rezolvarea acestor demersuri, dar toate aceste lucruri împreună cu celelalte instituții ale statului care ne aflăm în, fie în coordonare, fie într-o colaborare. Dacă ar fi să schimbați ceva față de activitatea precedentă a instituției, care ar fi, să zicem, una dintre măsuri? Probabil, sigur, dacă ar fi să schimb eu, nu sunt în această postură, e totuși... Bine, bănuiesc că în colaborare cu ceilalți din aparatul prefect, din instituția prefectului, prefectul. Cred că aș cere mai multă responsabilitate și implicare conducătorilor instituțiilor publice deconcentrate. Cred că acolo trebuie mult mai mult axați și ținuți în, dacă vreți așa spun mai pe românești, ținuți în priză. Ca să încheiem într-o notă așa mai relaxată, cu fuste scurte se poate veni la prefectură sau nu, având în vedere că exista un ordin de genul ăsta. Da, știu, e chiar amuzant. Nu cred că trebuie să stabilim noi ca instituție ținuta cetățenilor. Acolo și-o stabilesc fiecare în parte. Preocuparea noastră este să rezolvăm alte probleme ale cetățenilor și nu dimensiunea fustelor. Cu siguranță. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Panoramică. A fost cu noi domnul Virgil Drăgușin, subprefect de Gorj.